Salutare, dragilor! Așa cum v-am obișnuit, vă scriam câteodată câte un gând înainte de culcare. Astăzi am hotărât să intru live, nu live, pe cameră. E greu live, nu am foarte bun internet aici, sunt în pădure, aproape. Și vreau să vă spun că astăzi pentru catolici este ziua, pe Joia Mare, mai e foarte puțin până în Vinerea Mare. Și am avut o zi foarte încărcată. Astăzi am cunoscut o femeie care a trecut ca și mine prin experiența, printr-o experiență de moarte clinică. Dumnezeu mi-a oferit cumva șansa ca eu să mă confrunt cu... Deci așa ceva, să ne confruntăm cu Kitty. Kitty, nu-i frumos ce ai făcut. Nu-i frumos ce ai făcut. M-ai întrerupt. Spuneam că Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea ca să mă uit cumva într-o experiență ca într-o oglindă. Femeia respectivă e o femeie absolut minunată. După experiența ei de moarte clinică, a devenit un om mai bun. Asta se întâmplă cu toți oamenii pe care am cunoscut și care au experimentat moartea clinică. Devin mult mai bun decât erau înainte. Nu știu de ce, nu știu ce se întâmplă practic atunci, în momentul ăla, când treci dincolo, dar cumva realizezi un mare adevăr și anume acela că omul, dacă este egoist și dacă nu se apleacă către tot ceea ce înseamnă celelalte ființe umane, nu poate supraviețui. Omul este o celulă într-un întreg. Omul este alcătuit din generațiile care sunt, care au fost, care sunt și care vor veni. Nici o celulă nu poate supraviețui singură. Aparținem țesutului din care provenim, adică neamului din care ne naștem, strămoșilor noștri, reprezentăm ceea ce suntem și lăsăm mai departe un țesut urmașilor noștri. Până când omul nu va învăța acest lucru, nu va evolua spiritual. O celulă nu poate. Deci nu, așa ceva este imposibil. Ăsta este picică. Picică. Picică? Bă, dar eu nu pot să am o filmare? Eu nu pot și eu să am și eu momentul meu? Vă rog frumos să mă scuzați. Omul și animalele, vezi? Sunt bună cu pisicile mele. Mai am puțin și le tolerez să mi se urce în cap. Ok, deci ființa umană are nevoie să înțeleagă că aparține unui întreg. Altfel nu se poate. După această experiență de moarte clinică, majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut se pare că au conștientizat acest adevăr și încep să se aplece către ceilalți cu mai multă dăruire, cu mai multă bunătate, cu mai multă forță decât au erau de care erau capabili înainte. Un alt lucru foarte important pe care eu l-am învățat în urma acestei experiențe este acela că Dumnezeu este bucurie. Dumnezeu nu este tristețe, Dumnezeu nu este suferință. Marea majoritate a oamenilor își doresc să fie la adăpost de orice suferință. Dragilor, asta nu se poate. Din păcate, viața pe pământ este însoțită de suferință. Dumnezeu nu ne ascunde nimic. Dumnezeu ne dezvăluie marele mister al vieții încă de la naștere. Orice naștere este dureroasă, atât pentru făt, cât și pentru mamă, cu toată epidurală. Însă, acest moment al nașterii este însoțit de bucuria sufletească a unui nou membru în familie. Și aici vorbesc despre oameni, despre ființele care sunt dăruite de Dumnezeu pe pământ cu scânteie divină, aparțin cu sămânța, aceea, suflarea aceea din Dumnezeu care există scânteia în fiecare dintre noi. Animalele au instinct, noi oamenii avem forță spirituală. Un copil care se naște dă părinților lui o forță spirituală egală cu suferința pe care a îndurat-o acest eveniment al nașterii.
și spuneam că misterul vieții este de fapt unul foarte simplu. Omul, sensul vieții, că mulți dintre voi vă întrebați care este sensul vieții. Sensul vieții este, nu, e ceva. Rosa, vorbesc despre sensul vieții. Vrei să vorbesc despre sensul vieții pisicești? Mai încolo, te rog. Sensul vieții este acela de a transforma limitările și durerile sufletești. Bebelușul, când vine în viața pe pământ, se confruntă cu frig, cu foame, cu tot ceea ce înseamnă limitările existenței umane. Un om are ca unic scop pe lumea aceasta să învețe, să transforme aceste limitări și suferințe în bucurie spirituală, în forță spirituală. Dumnezeu ne-a dat puterea asta. Ne-a dat puterea de a transforma suferințele în bucurie sau de a le depăși. Ne-a dat această forță spirituală care se cheamă iubire. Orice lucru și orice suferință poate fi depășită prin iubire. Dacă visați o viață fără suferință, aflați că nu este posibil. Pe pământ aici nu. Poate în alte dimensiuni, dar pe pământ nu. Și pentru că mâine este Vinerea Mare, vreau să vă spun că este o zi foarte tristă pentru toți creștinii. Vinerea, toți creștinii catolici și vinerea viitoare, toți creștinii ortodoxi. Îmi pare rău că trebuie să existe de două ori Vinerea Mare, când de fapt ar trebui să existe o singură dată. Dar mă rog, astea sunt lucruri care nu țin de mine. Îmi doresc din tot sufletul ca într-o bună zi. Mă scuzați, mai este încă o pisică. Hai, Birgiul, ca să faci și tu parte din o pisică catolică. Birgiul. Birgiul, nu-i frumos. Spuneam ceva important, Birgiul. Iertare. Spuneam că Dumnezeu, chiar dacă mâine este o zi foarte tristă, aproape azi, Dumnezeu este bucurie. Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce într-o mare și cumplită suferință, dar tot atât de adevărat este că El s-a ridicat deasupra morții și a suferinței, iar învierea Lui este de fapt esența vieții noastre. Este ca un fel de călăuză, este calea, adevărul și viața. Prin El putem ajunge la Dumnezeu. Asta este calea, iubirea. Iisus Hristos este sinonimul iubirii. Eu cred în Iisus Hristos și nu-mi este nici teamă de ridicol, nici teamă de vreo aroganță științifică să recunosc că eu cred în Iisus Hristos și îl iubesc pe Iisus Hristos. Știu, sunt filozofiile acestea New Age care te îndeamnă să crezi că Dumnezeu, că Iisus Hristos n-a trăit, că este o plăsmuire a flavienilor sau mai știu cui. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează că acum doi... Vreau să mai mușcat. Acum 2000 de ani, un om care își spune Fiul lui Dumnezeu a învățat omenirea că iubirea trece dincolo de moarte și că dacă tu crezi în iubire, vei învia în viața veșnică. Deci este foarte... Restul sunt amănunte religioase, pe mine nu mă interesează asta. Eu am fost botezată în trup Hristos, adică în iubire. Ce dar spiritual poate fi mai frumos decât să fii botezat în numele iubirii? Cu toate că mâine este o zi foarte tristă, o zi în care ar fi bine să cugetăm la ceea ce suntem și dacă am reușit să ne ridicăm cu adevărat deasupra suferințelor, așa cum Hristos s-a ridicat deasupra morții și deasupra păcatelor noastre, și să învățăm, Rosa, vorbesc, și să învățăm că viața este frumoasă și dincolo de orice suferință. Femeia pe care am întâlnit-o eu n-a învățat asta. Avea o tristețe copleșitoare, o tristețe care m-a cutremurat. Scuzați-mă, mi-au dat ochelarii pe jos. O tristețe care m-a cutremurat și care m-a făcut să scriu acest, să fac acest filmuleț. Dragilor, nu există viață fără suferință. Dar Dumnezeu, în marea Lui mărinimie, în marea Lui generozitate, ne-a dat o forță spirituală care poate învinge sau metaboliza orice suferință.
Forța aceea spirituală se cheamă iubire. În momentul în care iubești, asta însemnând că trebuie să te iubești și pe tine, pentru că ești partea unui întreg, în momentul acela ai găsit cheia de rezolvare către orice fel de limitare și orice fel de suferință. Ați văzut oameni care poate nu aveau mâini, nu aveau picioare și totuși aveau puterea să zâmbească. Și aveau puterea să și aveau vieți mult mai frumoase și erau mai fericiți decât foarte, foarte mulți semeni ai lor care aveau de toate și care nu reușeau să se bucure de viață. Dumnezeu este bucurie, chiar dacă mâine este o zi tristă, Vinerea Mare, repet, pentru catolici. Viața înseamnă bucurie. Viața înseamnă depășirea oricăror tristeți și oricăror limitări. Asta m-a învățat pe mine experiența mea de dincolo de moarte. Aș dori foarte mult ca femeia pe care am întâlnit-o azi să se uite pe pagina mea și să vadă lucrul acesta și să înțeleagă că atunci când nu suntem fericiți, comitem un păcat. Păcatul de a nu fi fericiți. Păcatul de a refuza să ne facem treaba. Ăsta e sensul vieții noastre. Să metabolizăm suferința. Să o dominăm prin forța aceasta spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dacă nu facem asta, nu ne facem treaba. Vă doresc din suflet să-L căutați pe Hristos zilele astea și cu siguranță îl veți găsi. Dacă îl căutați cu inima deschisă, este imposibil să nu-l găsiți. Să ne auzim cu bine!